Atletul craiovean Dănuț Ceici, rănit într-un accident de circulație săptămâna trecută, va fi externat astăzi de la Spitalul Județean din Craiova. El consideră că a fost norocos că a scăpat cu viață, lucru care nu s-a întâmplat cu suporterul Alin Purecel, decedat pe loc în accidentul produs între Comuna Găneasa și Pădurea Saru din județul Olt. Campionul balcanic și național în probele de sprint a fost supus joia trecută unei intervenții chirurgicale la picior, în urma unei fracturi la femur. Sportivul are un moral bun, chiar dacă nu va mai putea reveni pe pista de atletism cel puțin un an, poate chiar niciodată. Dănuț, cum a decurs operația și cum te simți? Operația a decurs foarte bine, mă simt bine, sunt în refacere, am avut mici probleme cu temperatura, Am avut temperatură, dar o să fie totul în regulă. Mâine o să fiu externat și aștept cu nerăbdare să merg să fac recuperare ca să pot să revin cât mai repede. Până la urmă nu mai contează dacă revin sau nu revin. Important este că nu am pățit nimica și nu am murit, pentru că noi am fost într-o mașină de 5 în care cel din dreapta a decedat și cel din stânga este grav internat în spital, trebuindu-se să se opereze și la cap. Eu pot să spun că am avut noroc și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și important este să mă refac ca om de viața de zi cu zi, nu neapărat că să mai practic sport. Eu îmi doresc să mai practic, dar oricum un an de zile trebuie să țin tija și un an de zile oricum nu o să pot să fac efort. Pe perioada șederii în spital, i-a fost alături prietena sa, Adelina Tănăsie, la rândul ei atletă. Conducerea clubului CSM Craiova și colegii săi l-au susținut de asemenea. M-a vizitat domnul Chelariu aici, a venit și domnul director, au venit foarte mulți colegi pe care cărora vreau să le mulțumesc că au fost alături de mine și am fost vizitat zi de zi de câte un coleg. Iubita ta, Adelina, a zis că va fi alături de tine în perioada de recuperare 100%. Iubita mea, Adelina, da, a venit aici zilnic alături de mine și când o să merg acasă, mi-a promis că o să vină să stea cu mine ca să mă ajute de ce am nevoie. Cea mai mare dorință a lui Dănuț Ceici pentru 2014 era să participe la campionatul mondial de atletism din Bahamas. Acolo l-ar fi putut întâlni pe cel mai rapid om al planetei, multiplu recordman mondial Usain Bolt.